Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Consilierii locale ai municipiului Reghin se reunesc în ședință ordinară joi, 17 martie, ora 13, la sediul primăriei. Ordinea de zi cuprinde 22 de proiecte de hotărâre, dar și analiza situației operative înregistrată de Poliția municipiului Reghin și activității desfășurate în anul 2015, precum și punctul de discuții diverse. Ședința va fi transmisă în direct la Dareghin TV. Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Reghin pentru joi 17 martie ora 13 la sediul primăriei Reghin. Ordinea de zi cuprinde 22 de proiecte de hotărâre, dar și analiza situației operative înregistrate de Poliția Municipiului Reghin și a activității desfășurate în anul 2015, precum și punctul de discuții diverse. Astfel, proiectul de hotărâre cu numărul 2 aduce în discuție alocarea din bugetul local a sumei de 8.640 de lei, necesară deplasării ansamblului artistic Stejorelul din cadrul Casei de Cultură a Tineretului George Enescu într-o localitate din Turcia, în perioada 18-25 aprilie 2016. Urmează proiecte de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.750 de lei, necesară deplasării trupelor de teatru din cadrul Liceului Tehnologic Petru Maior în Ungaria în perioada 24-26 martie 2016. Consilierii locali vor mai vorbi și despre aprobarea planului urbanistic zonal privind reglementare zonă în vederea construirii de locuințe în Reghin, zona Strada Pandurilor. Al cincilea proiect de hotărâre privește aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor la nivelul municipiului Reghin. Consilierii locali vor mai vorbi și despre aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție modernizare străzii în municipiul Reghin, lot 2. Proiectul de hotărâre cu numărul 7 aduce în discuție actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție asfaltarea străzilor Pietroasei și Pășunii din municipiul Reghin. Urmează proiecte de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a duratei contractului de închiriere pentru spațiul în care funcționează grădinița cu program normal numărul 7 din Apalina. Proiectul de hotărâre cu numărul 9 privește retragerea dreptului de administrare Liceului Tehnologic Petru Maior Reghin asupra apartamentului numărul 118, cu destinația locuință de serviciu situat în Reghin, Bulevardul Unirii numărul 57. De asemenea, consilierii locali vor aduce în discuție și darea în administrare către Școala Gimnazială Augustin Maior a apartamentului numărul 118, cu destinația locuință de serviciu situat în blocul din Reghin, Bulevardul Unirii numărul 57. Proiectul de hotărâre cu numărul 11 privește darea în administrare către Școala Gimnazială Florea Bogdan a apartamentului numărul 107, cu destinația locuință de serviciu situat în blocul din Reghin, Bulevardul Unirii numărul 57. Urmează pe ordinea de zi proiecte de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de reprezentare juridică a municipiului Reghin în dosarul înregistrat la Tribunalul Mureș, secția penală. Cu numărul 13 este proiectul de hotărâre privind stabilirea plafonului pentru publicarea de debitorilor care înregistrează obligații fiscale de plată restante. Consilierii locali vor vorbi și despre aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a două spații din imobilul situat în municipiul Reghin, strada Gării numărul 20. Urmează pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a spațiului având destinația de birou din imobilul situat în municipiul Reghin, strada Râului numărul 16. Următorul proiect de hotărâre privește închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a spațiului comercial din imobilul situat în municipiul Reghin, strada Piața Petru Maior, numărul 13. Pe ordinea de zi se află și proiecte de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a locuințelor pentru tineri construite și date în exploatare prin programul derulat de ANL. Proiectul de hotărâre cu numărul 18 aduce în discuție aprobarea listei de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii. Pe ordinea de zi este cuprins și proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități, cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință din fondul locativ de stat ce sunt administrate de SCR AGCL S.A. Reghin pentru anul 2016. Urmează pe ordinea de zi aprobarea listei de priorități, cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială destinată chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințe retrocedate foștilor proprietari pe anul 2016. Consilierii vor vorbi și despre actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție modernizarea străzii Orizontului din municipiul Reghin. În finalul întâlnirii se va prezenta și analiza situația operativă înregistrată de Poliția municipiului Reghin și a activității
audiții desfășurate în anul 2015. Ședința ordinară se va încheia cu punctul de discuții diverse. Întâlnirea va fi transmisă în direct la Dareghin TV. Conducerea fabricii de instrumente muzicale din Reghin a surprins cu un gest rar întâlnit Centrul de Resurse Academia Doamnelor din Alba Iulia. Întreprinderea a oferit un violoncel de excepție Alba Iulianului Cristian Gabriel Pop, unul dintre cei mai talentați tineri violonceliști din țară. Are doar 11 ani, iar Academia Doamnelor Alba Iulia a organizat o campanie de colectare de fonduri în scopul achiziționării unui violoncel pentru micul instrumentist. Fabrica din Reghin a aflat de caz și a dăruit lui Cristian un produs unicat, creat special. Gestul a fost apreciat public și de primarul din Alba Iulia. Centrul de Resurse Academia Doamnelor Alba Iulia a lansat o campanie de strângere de fonduri prin mecanismul Produs din Suflet pentru Comunitate, în vederea achiziționării unui violoncel pentru Alba Iulianul Cristian Gabriel Pop, care la doar 11 ani este unul dintre cei mai promițători tineri violonceliști din țară, un talent în mai multe ramuri artistice. Fabrica de instrumente muzicale din Reghin le-a făcut o surpriză inițiatorilor campaniei și i-a anunțat că a decis să îl sponsorizeze pe Cristian Gabriel Pop cu un violoncel model avansat cu lac de ulei mărime 7x8. Instrumentul nu este unul de serie, fiind creat special de un luthier pentru persoanele cu un talent deosebit. Joi, tânărul instrumentist a fost invitat la Reghin pentru a primi violoncelul la care va cânta de acum încolo. A fost primit de însuși directorul societății, care l-a ajutat să cunoască particularitățile instrumentului și l-a invitat să viziteze fabrica alături de familia sa. Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a transmis și el un mesaj de mulțumire directorului fabricii. Vă mărturisesc că am primit cu deosebită bucurie vestea că ați decis să donați un violoncel pentru Cristian Gabriel Pop, un copil foarte talentat din Alba Iulia, ale cărui rezultate de excepție îl clasează în prezent între cei mai buni tineri violonceliști din țară. Noi credem că acest tânăr merită respectul și susținerea tuturor și apreciez sincer promptitudinea cu care ați ales să susțineți această cauză. Vă mulțumesc în numele întregii comunități din Alba Iulia și al meu personal pentru gestul dumneavoastră și vă asigur că noi vă considerăm deja un om de suflet al comunității noastre. Cartea de vizită a copilului este deja impresionantă, iar cariera sa se află abia la început. S-a născut în 5 noiembrie 2004 la Alba Iulia. Este în prezent elev în clasa 5-a la Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia. A început să studieze pianul și violoncelul la 6 ani. Încă de la 7 ani a participat activ la recitaluri și ateliere muzicale. În clasa a 2-a a obținut diplomă de excelență la festivalul Johann Sebastian Bach din Cluj-Napoca. În clasa a 4-a și-a trecut în palmares premiul întâi și premiul de excelență la concursul de interpretare instrumentală vioară, cors grave, Timotei Popovici din Sibiu. A mai obținut și 2 diplome de apreciere la galele performerilor Alba în 2014 și în 2015 și o diplomă de apreciere din partea primăriei Alba Iulia tot în 2014. Miercuri 16 martie a fost cea de-a treia zi de colectare a deșeurilor în municipiul Reghin. În perioada 14 martie-21 aprilie 2016 are loc acțiunea de salubrizare generală a localității în cadrul programului Curățenia de Primăvară 2016. Colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Reghin se face de către echipele de lucru în 2 etape, între 14-17 martie, respectiv între 18-21 aprilie 2016. Miercuri 16 martie a fost curățat cel de-al treilea sector, care va fi reluat și în data de 20 aprilie. În perioada 14 martie-21 aprilie 2016 are loc acțiunea de salubrizare generală a municipiului Reghin în cadrul programului Curățenia de Primăvară 2016. Colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Reghin se face de către echipele de lucru în 2 etape, între 14 și 17 martie 2016, respectiv între 18 și 21 aprilie 2016. Miercuri 16 martie a fost curățat al treilea sector din oraș, care va fi reluat și în data de 20 aprilie. În campanie se colectează inclusiv obiecte de uz casnic și gospodăresc, piese de mobilier, mochete, biciclete, materiale textile, uși, geamuri, dar și deșeuri de echipamente electrice și electronice, precum și deșeuri vegetale, rezultate din igienizarea zonelor verzi aferente gospodăriilor populației și cartierelor din municipiul Reghin.
Curățenia de primăvară va continua joi 17 martie, ora 8, cu cel de-al patrulea sector, ce cuprinde străzile Arenei, Castelului, Cimitirului, Grâului, Mioriței, Semănătorilor, Margaretelor, Căprioarei, Florilor, Șoimilor, Mimozelor, Pavatorilor, Apalinei, Ghețarului, Cooperatorilor, Ioan Marinescu, Gorunului, Pinului, Molidului, Barotocbelo, Ioan Marinovici, Morii, Verzei, Grădinarilor, Crinului, Garofiței, Primăverii, Cărpiniș, Crizantemelor, Dumbravei și Făget. Colectarea deșeurilor din acest sector va fi reluată în data de 21 aprilie. Locuitorii și asociațiile de proprietari din municipiul Reghin sunt rugați așadar să își curețe imobilele, curțile și grădinile și să depună deșeurile adunate în zona special amenajată, adiacente containerelor menajere pentru locuitorii cartierelor de blocuri sau la marginea trotuarelor pentru locuitorii de la case. Acestea vor fi ridicate și transportate de către echipele de lucru în zilele programate. Două persoane din Mureș au fost reținute pentru 24 de ore în urma perchezițiilor desfășurate marți de polițiștii mureșeni la persoane bănuite de implicare în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală. Au avut loc 11 percheziții în județele Mureș, Brașov, Ilfov și în București. Se pare că mureșenii reținuți în calitate de administratori la o societate comercială au emis facturi fiscale fictive, prin care erau atestate operațiuni comerciale nereale către diversi beneficiari. Valoarea prejudiciului cauzat se apropie de 1.157.000 de lei. Avem detalii imediat în jurnal, acum însă aflăm de la Marcela German ce conține astăzi Jurnalul Economic. Bun găsit! Astăzi la Jurnalul Economic vă spun că 4 din 10 români care au făcut anul trecut shopping online au cumpărat haine, moda fiind segmentul cel mai important după numărul de cumpărători în hora cumpărăturilor de pe internet, o piață cu o miză de circa 150, chiar 200 de milioane de euro. O altă știre este că piața auto din România a avut o creștere semnificativă în primele două luni din acest an, numărul înmatriculărilor de autoturisme noi înregistrând o creștere de 24,3%. Dar cu detalii vă aștept la Jurnalul Economic. Un nou caz de evaziune fiscală este în atenția autorităților. Doi mureșeni au fost reținuți de această dată în urma 11 percheziții în județele Mureș, Brașov, Ilfov și în București. Acțiunea a avut loc marți, 15 martie, și a fost efectuată de 29 de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș. Din cercetări a reieșit că în perioada 2012-2014 două persoane din Mureș, în calitate de administrator la o societate comercială, au emis facturi fictive, prin care erau atestate operațiuni comerciale nereale către diversi beneficiari. Ulterior, beneficiarii le înregistrau în evidența contabilă în vederea diminuării bazei impozabile, facilitând în acest sens sustragerea de la plata obligațiilor fiscale și a impozitelor datorate bugetului de stat. Valoarea prejudiciului cauzat prin săvârșirea acestor fapte este de aproximativ 1.157.000 de lei. Față de doi bărbați din Mureș a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, urmând ca în cursul zilei de miercuri să fie prezentați procurorului de caz cu propuneri legale. Emisiunea Concurs Pot să fiu o stare vine la Dareghin TV. Cel de-al șaselea sezon al emisiunii Concurs a debutat odată cu venirea primăverii, prin înscrierea celor care doresc să participe. O veste bună pentru aceștia este că perioada în care își pot anunța prezența s-a prelungit până la data de 23 martie inclusiv, atunci când vor avea loc și preselecțiile. Se pot înscrie copiii cu vârsta de până la 16 ani, a căror prestație va fi apreciată de juriul format din Ovidiu Ilisan, director general la Dareghin TV, solista Maria Neac și Marcel Naste, directorul Casei de Cultură a Tineretului George Enescu. De înscrieri se ocupă realizatoarea emisiunii Simina Cota. Un nou sezon al emisiunii Concurs Pot să fiu o stea, proiect marca Dareghin TV, înseamnă o șansă pentru copiii care doresc să se afirme în domeniul muzical. Mai sunt câteva zile în care cei care doresc să participe se pot înscrie, iar o veste bună este că o pot face până la data de 23 martie inclusiv, față de 21 martie cum a fost stabilit inițial. Preselecțiile vor avea loc în aceeași dată, adică miercuri 23 martie ora 15:30 la Casa de Cultură a Tineretului George Enescu. Prestațiile celor mici vor fi apreciate de juriul format din Ovidiu Ilisan, director general Dareghin TV, solista Maria Neac și Marcel Naste, directorul Casei de Cultură a Tineretului George Enescu. Suntem pe ultima sută de metri în ceea ce înseamnă scrierile pentru cel de-al șaselea sezon al emisiunii Concurs Pot să fiu o stea.
Preselecția va avea loc săptămâna viitoare, data de 23 martie, ora 15:30, Casa de Cultura Tineretului George Enescu din Reghin. Și înscrierile erau până la data de 21, dar haideți să mai prelungim și chiar inclusiv data de 23 martie să fie o dată, o zi în care încă se pot înscrie concurențe, pot înscrie doritori pentru acest concurs. Cei care doresc să participe în cel de-al 6-lea sezon al emisiunii Concurs Pot să fiu ostea, trebuie să îndeplinească anumite condiții. Una dintre acestea ar fi să nu aibă vârsta mai mare de 16 ani. Aș vrea să le reamintesc concurenților condițiile, limita de vârstă 16 ani, să aibă cunoștințe și o oarecare mică experiență în tot ce înseamnă scenă, lumea muzicii populare sau lumea muzicii ușoare. Bineînțeles, în data de 23, când îi așteptăm la preselecție, să aibă asupra lor negativul piesei pe care vor interpreta și mai mult decât atât, să vină însoțiți de un părinte. Nu avem nevoie de costumație, costumație va fi doar în momentul în care va fi filmarea pentru concurs. Toți iubitorii muzicii sunt invitați așadar să se înscrie la numărul de telefon 0758-259-507, la care va răspunde prezentatoarea emisiunii Simina Cota. Încă o dată, dragii mei, mai sunt doar câteva zile, cel de-al 6-lea sezon al emisiunii Concurs Pot să fiu ostea. Toată echipa Dareghin și echipa Casei de Cultura Tineretului vă așteaptă cu brațele deschise. Nu trebuie decât să veniți cu sufletul deschis să ne dăruiți din frumusețea cântecului, din frumusețea sufletului vostru de copil. Vă așteptăm! Femeia, vioara, muzica, într-un cuvânt, frumosul. Aceasta a fost tema expoziției Interferențe, a cărei vernisaj a avut loc marți, 15 martie, la Casa de Cultură George Enescu. Este prima expoziție personală a artistei Valentina Radu, originară din Republica Moldova, dar stabilită în Reghin din anul 2011. Sunt 9 lucrări expuse, 9 interferențe în ulei pe pânză, iar această expoziție s-a pregătit de o jumătate de an. Cât studia însă la Strățeni, peste Prut, nu visa că va ajunge aici. Valentina Radu este licențiată în arte plastice în anul 1998, iar în 2010 a obținut certificatul de absolvire a cursului de perfecționare de design interior. Casa de Cultură a Tineretului George Enescu din Reghin a găzduit marți 15 martie ora 18 vernisajul expoziției de pictură Interferențe, semnată de artistul plastic Valentina Radu. Originară din Republica Moldova, Valentina s-a stabilit la Reghin în 2011, unde și-a întemeiat o familie, iar acum a avut parte și de prima expoziție personală. Un sentiment plăcut, este prima dată pentru mine. Prima expoziție și prima oară când mă realizez ca artistă. Iată, anul acesta prima expoziție de artă plastică la Reghin, o expoziție importantă, cu atât mai mult cu cât avem un artist profesionist, dar surprinzător este prima expoziție personală organizată la Reghin, să spunem așa, un fiu adoptat al Reghinului, deoarece este venită din Republica Moldova, este vorba de o ea, o artistă talentată, o artistă care ia cât astăzi ne bucură sufletele prin lucrările sale. Expoziția Interferențe prezintă publicului 9 lucrări, 9 abordări având ca temă feminitatea, muzicalitatea specifică Reghinului și, nu în ultimul rând, amintirea locurilor natale. Sunt 9 lucrări expuse, 9 interferențe în ulei pe pânză. Ideea acestei prime expoziții personale este aceea a frumosului și mai ales că trăiește în orașul Viorilor, lucrările au și o tematică muzicală. Pentru această expoziție, artista s-a pregătit de o jumătate de an. Da, femeia, deoarece este o ființă frumoasă și ar fi păcat să nu o scoatem în evidență în artă. Nu, un pic de muncă, a fost mai multă muncă și imaginație, inspirație, e nevoie de inspirație ca să ajungem la acest punct. Da, eu am regăsit mai mult decât atât. Vioara este un simbol al Reghinului, avem probabil și contrabas, nu numai vioară, sunt instrumente de aceeași formă, dar mărimi diferite. Și cu atât mai mult cu cât este purtat de către om. De fapt, este, din punctul meu de vedere, o regăsire a sinelui, o regăsire a interiorului și o vibrație cu ceea ce înseamnă și muzica și armonizarea vieții. Artista a activat ca și profesoară, fără să se exprime în artă, aprofundând doar pedagogia. Visul ei a fost să se realizeze în arta plastică, iar când a venit la Reghin în 2011, a început să picteze. Așa a ajuns și la pictura pe perete, o pasiune mai recentă de-a sa, pe care de când s-a stabilit la Reghin o aprofundează. Pictura pe perete are o factură mai modernă și mai actuală pentru casele oamenilor. Când studia însă la Strășeni în Republica Moldova, nu visa că va ajunge aici. Directorul Casei de Cultură
cultura tineretului, Marcel Naste, încurajează reghinenii ca și pe viitor să participe, dar și să își expună lucrările în astfel de expoziții. Sincer, nu. Visul meu un pic mai târziu a apărut. Am lucrat profesoară, deci am predat la studenți arta și atunci a apărut visul să mă realizez și eu în artă. Să ajung în casele oamenilor și să-mi fie apreciate lucrările. Da, de ce nu? Am avut și anul trecut, vrem și anul acesta să facem cât mai multe și pe această cale chiar aduc un îndemn celor din Reghin, în primul rând, pentru că asta dorim, să vină, să participe atât la vernisaje, cât și să realizăm împreună vernisaje de expoziție, pentru că este important ca și cultura să fie integrantă, trebuie să avem și arta plastică în mijlocul nostru. Valentina Radu este licențiată în arte plastice în anul 1998, iar în 2010 a obținut certificatul de absolvire a cursului de perfecționare design interior, tehnici și stiluri în arta decorativă, tehnici și stiluri în pictură, tehnici și stiluri în grafică. Așa se explică pasiunea pentru pictura pe perete, care a precedat pictura pe pânză. Marți, 15 martie, a fost marcată la Reghin ziua maghiarilor de pretutindeni. Evenimentul a avut două părți, prima în aer liber, la Biserica Romano-Catolică, unde s-au susținut alocuțiuni, dar și depuneri de coroane. Cea de-a doua parte a constat într-un spectacol organizat la Casa de Cultură Eugenicoară, în cadrul căruia au urcat pe scenă elevi reghineni care au susținut momente muzicale, au recitat poezii, au prezentat dansuri și montaje literare. Vorbim pe larg despre toate acestea după ce aflăm de la Clina Casonii care sunt tendințele previziunilor astrale pentru ziua de joi. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Joi pare să fie o zi destul de bună pentru majoritatea zodiilor. Berbecii, leii și peștii au parte de surprize frumoase din partea astrelor pe plan profesional, în timp ce balanțele și săgetătorii pot obține contracte importante pentru cariera lor. Conjuncția Mercur-Neptun predispune la visare. S-ar putea să fim cu toții cam cu capul în nori, dar și puțin irascibil din această cauză. Dar cu mai multe amănunte vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre. Marți, 15 martie, a fost marcată la Reghin ziua maghiarilor de pretutindeni printr-un eveniment ce a cuprins două părți. În prima parte, 10 de oameni s-au adunat în curtea Bisericii Romano-Catolice pentru a participa la momentele culturale-artistice, dar și la depunerea de coroane. Cea de-a doua parte a fost un spectacol artistic susținut la Casa de Cultură Eugen Nicoară, în cadrul căruia elevi reghineni au urcat pe scenă și au încântat publicul cu cântece, poezii, dansuri, dar și montaje literare. Omelien titkos féreg fogarák elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott üres szobában áll. Siessetek harangok, siessetek csatába. Isten tornyából szálljatok a szegény föld sarába. La Reghin vom avea parte de un spectacol de teatru de înaltă ținută. Joi 24 martie, la Casa de Cultură Eugen Nicoară, actorii Teatrului Național din Târgu Mureș vor juca piesa Soț de vânzare, un spectacol care se bucură de un mare succes în municipiul Reședință de Județ. Oferta actorilor profesioniști pentru publicul amator din Reghin a fost prezentată la Dareghin TV în emisiunea Instituția de către secretarul artistic al companiei Liviu Rebreanu a Teatrului Național Târgu Mureș. Compania Liviu Rebreanu a Teatrului Național Târgu Mureș ajunge la Reghin cu spectacolul Soț de vânzare de Mihail Zadornov. Spectacolul va avea loc la Casa de Cultură Eugen Nicoară, joi 24 martie, ora 18.
De fapt, a trecut aproape un an de când am fost ultima dată la Casa de Cultură de la Reghin. Am fost cu spectacolul Campionatul de Improvizație în cadrul săptămânii altfel. Din păcate, am venit destul de rar în ultimii ani. Noi intenționăm să reînodăm această relație între Teatrul Național Târgu Mureș și Reghin. Să sperăm că un început va fi și ceea ce facem, ce vrem să facem săptămâna viitoare, mai exact joi de la ora 18 la Casa de Cultură Eugen Nicoară. Vom veni cu spectacolul Soț de Vânzare, o comedie care la Târgu Mureș, spre bucuria noastră, se joacă cu casa închisă, se cumpără biletele cu săptămâni înainte. Regia spectacolului îi aparține lui Ciobo Vorgo. Din echipa artistică a spectacolului fac parte și scenografa Măriuca Ignat, precum și coregraful Otilo Bordaș. Un text contemporan rusesc, tradus de un coleg de-al nostru, actorul Ion Vântu, și cu o distribuție inedită, cei care vor veni joia viitoare de la ora 18 la spectacol îi vor putea vedea pe actorul Dan Rădulescu, însoțit de colegele noastre Bianca Fărcaș și Emilia Banciu. E un mic fenomen, însă nu ascund faptul că în ultima perioadă la Teatrul Național Târgu Mureș aceasta a devenit o regulă cu săl pline. Nu zic numai de sala mică, ci și de sala mare. Soț de Vânzare este o comedie a zilelor noastre și spune povestea unui cuplu aflat în pragul aniversării a 20 de ani de căsnicie. Totul merge bine când un personaj misterios sună la ușa acestora și le face o propunere greu de refuzat. Ce întorsătură iau lucrurile de acum încolo și cum vor reuși cele trei personaje să treacă peste această etapă a vieților, urmează să aflați în spectacolul care se va juca la Reghin, la Casa de Cultură Eugen Nicoară, joi 24 martie, ora 18. Biletele pot fi achiziționate în ziua spectacolului la Casa de Cultură Eugen Nicoară. Costă 20 de lei preț întreg și 10 lei cu reducere pentru elevi, studenți și pensionari. Rezervări pentru spectacol pot fi făcute la adresa de e-mail spectator@teatrunational.ro. La Petelea s-a discutat despre combaterea cerșetoriei. Campania națională Cere ajutor, nu cerșii a avut două acțiuni în comuna învecinată cu Reghinul. Una dintre întâlnirile organizate de Agenția Națională împotriva traficului de persoane prin centrul teritorial Târgu Mureș a fost adresată elevilor școlii gimnaziale, cealaltă adulților din comunitate și factorilor de decizie cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane. Comuna Petelea a fost gazda a două activități de prevenire în cadrul campaniei naționale Cere ajutor, nu cerșii. Acțiunea este derulată de Agenția Națională împotriva traficului de persoane prin centrul teritorial Târgu Mureș. Una dintre acțiunile de la Petelea a fost adresată elevilor școlii gimnaziale, cealaltă adulților din această comunitate și factorilor de decizie, cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane. Au fost două activități deosebite, focusate pe exploatarea prin cerșetoria minorilor, sens în care s-au aplicat și chestionare pentru realizarea unui raport de cercetare privind cauzele vulnerabilității la trafic și găsirea unor posibile soluții pentru prevenirea traficului de persoane. Acțiunile au fost susținute împreună cu Asociația Zâmbetul Îngerilor și au beneficiat de sprijinul IPJ Mureș, compartimentul de analiză și prevenire a criminalității. Dezbaterile au fost interesante, spun organizatorii, întrucât partenerii invitați și-au prezentat câte un punct de vedere asupra fenomenului în discuție, motiv pentru care se consideră că aceste întâlniri au atins obiectivele campaniei de prevenire. Fiecare dintre noi poate să ajute și să conștientizeze situația gravă în care se află aceste persoane. În loc să dăm un ban din milă, putem anunța autoritățile locale sau organizațiile neguvernamentale, încercând să ajutăm cu adevărat aceste victime. Mâna întinsă nu primește ajutor, primește bani pentru traficanți. Cere ajutor, nu cerșii. O campanie realizată de Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Fiecare dintre noi vrea ca locuința să-i fie în siguranță atunci când pleacă în vacanță. De aceea, în cadrul campaniei de informare și prevenire, locuința ta e în siguranță acum, ce se derulează în mediul online, polițiștii vin cu câteva recomandări pentru a ne feri de eventualele incidente. Vă puteți și dumneavoastră implica prin distribuirea afișelor. Ne întoarcem la acest subiect în câteva momente după ce facem o oprire la redacția Meteo pentru avanpremiera jurnalului de vreme.
Bine v-am găsit! Joi vom avea parte de un cer senin. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoare de 9 grade, iar în Târgu Mureș vor fi 10. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Odată cu sosirea primăverii și cu apropierea sărbătorilor, tot mai multe persoane pleacă în vacanță. Fie în străinătate, ori la rude, acestea lipsesc de acasă mai multe zile. Preocupările trebuie în aceste momente îndreptate nu doar spre bagaje, ci și spre o cât mai bună protecție a locuinței. Câteva recomandări și măsuri pot să ofere protecție sporită casei până la întoarcerea locatarilor. Nu lăsați în locuință sume de bani sau bunuri. Nu faceți publică părăsirea locuinței. Evitați de asemenea să duceți bagajele la mașină în momente în care vă vede foarte multă lume. Rugați un vecin să vă supravegheze locuința. Dacă o rudă sau un vecin va intra în casă și va aprinde luminile ori va trage perdelele, casa dumneavoastră nu va părea nelocuită. De asemenea, nu lăsați geamurile deschise dacă locuiți la parter ori la ultimul etaj. Vecinii vă pot ridica facturile sau înștiințările lăsate în ușă, pentru că prezența acestora anunță hoții de lipsa dumneavoastră. Totodată, dacă nu aveți un sistem de alarmă, întrebați cât costă și cât de repede îl puteți avea instalat. Dacă aveți un sistem de securitate, asigurați-vă că e activat. Campania de informare și prevenire Locuința ta e în siguranță acum se derulează în mediul online pe o rețea de socializare. Vă puteți implica și dumneavoastră prin distribuirea afișelor. Nu ratați emisiunile Reghin TV. Miercuri, 16 martie, ora 19, o nouă ediție Senso. De la ora 21, Ovidiu Ilisean vă invită la emisiunea Șahmat. Joi, 17 martie, ora 19, la Reghin Exclusiv, invitații sunt jurnalista Mirela Cornea, elevii olimpici la educație tehnologică ai școlii Florea Bogdan și sportivul Adrian Bonțiu. La ora 21, Maria Neag realizează o nouă ediție Dar Rustic. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute Jurnalul Economic. Va urma apoi Jurnalul de Astăzi și un nou episod al campaniei Da pentru Educație. Iar la final vom avea și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!